Bună, sunt Alexandru Manciu și astăzi la Istorii Culinare voi încerca meseria de bucătar șef. Împreună cu voi vom pregăti curcan copt cu legume și desertul național Coșma Lugoța. Astăzi pregătim curcan copt cu legume, dar înainte de a pregăti acest curcan trebuie să-l marinăm. Așa că tot ce avem noi nevoie, cel mai bun ingredient este sarea și piperul. Deja le puneți la dorință. Cei îndrăgostiți pot să pună mai multă sare. Cei mai iuți pot să pună mai multe piper. Așa. Să încercăm să-l marinăm așa un pic, să-l mai îmbibăm în sare și piper. Desigur, pun mult prea multă sare. Sper că astăzi o să reușesc, o să fie bine. După ce am porționat feliile de curcan, luăm un vas în care le punem și turnăm și un pic de lapte deasupra. Foarte simplu, foarte ușor. Atâta timp cât se marinează felia de curcan, mergem să marinăm și legumele. Avem următoarele ingrediente. Fasole, broccoli, pe care pentru început o să le fierbem. După aia le marinăm împreună cu usturoi și ardei. Roșu, galben, care vă place dumneavoastră mai mult. Ardeiul să-l tăiem pai. Mâncarea trebuie să arate foarte bine și trebuie să depunem foarte mult suflet în ea ca să iasă și gustoasă. După ce am tăiat pai ardeiul, trecem la un ingredient foarte bun și foarte gustos, mai ales în perioada de iarnă. Îl tăiem foarte, foarte, foarte subțireu pentru a da gust cât mai bun și pentru a arăta estetic frumos. După ce am finisat cu ardeiul și usturoiul, mergem să fierbem fasolele și broccoli. Acum începem să preparăm blinelele. Pentru asta avem nevoie de niște ouă și un mixer foarte bun. Așa. Punem zahăr, sare, un pic de sare. Așa. După ce ajung la o consistență foarte bună și frumoasă, adăugăm lapte. Așa, după care punem făina, iar și aveți grijă să nu faceți toată bucătăria doar făină. Am făcut-o și pe asta. Iarăși, punem capacul și amestecăm foarte atent și foarte bine. Așa, luăm toată masa aceasta de aluat și o turnăm într-un vas. Și mai adăugăm apă, frișcă și cu ajutorul unui tel amestecăm toată masa. Acum avem noroc de mixere, dar bunelele noastre doar așa amestecau toate produsele. Avem deja toată bunătatea aceasta de aluat și mergem să preparăm blinele. La fileul nostru de curcan, el s-a marinat frumos în lapte cu piper și sare, așa cum v-am zis mai înainte. Punem carnea în pungi. Așa. Aranjăm fileul de curcan pe o tavă și mergem să punem curcanul la cuptor. Drum bun! Cum am zis, atâta timp cât se coace carnea, noi marinăm legumele. Avem nevoie de sare, avem nevoie de ulei, de floarea soarelui sau la dorință de măsline și un pic de suc de lămâie.
și să amestecați bine. Am marinat legumele, acum le lăsăm să se facă ele așa cum știu ele mai bine să o facă, atâta timp cât se coace curcanul. Deci, avem aici fileul de curcan și o tăiem în 4 felii. Amenajăm fileile noastre de curcan ca să fie estetic, frumos. Și acele legume marinate alăturați acestui curcan minunat, delicios și foarte, foarte frumos mirositor. După ce am amenajat tot în acest ceunel frumos, e nevoie să mai punem pentru 5-7 minute aceste bucate delicioase în cuptor. Revenim la desertul nostru tradițional, cușmalul guguță. Luăm clătita, o punem pe o tavă și luăm vișina fără sâmburi, că altfel puteți să stricați și dinții. Punem un rând frumos așa de vișine. Le învelim să nu le fie frig, totuși e cușmă. Așa repetăm, independență cât de mare și cât de diferit doriți să faceți această cușmă. Găsim mijlocul și le tăiem în două. Avem aici un sos, adică cum sos, un ingredient foarte important pentru cușma lui guguță. Aici avem smântână, avem zahăr și frișcă, care sunt zbătute bine până ajung la o consistență cremoasă. Deci, luăm frumușel, deja plătitele pe care le avem, le aranjăm, după care le ungem bine, bine cu această cremă. Sper că a ieșit ceva asemănător cușmalul guguță. Avem aici ciocolată rasă, pentru frumusețe, o presurăm. Deci, cușmalul guguță este gata, vă urez poftă bună, că e tare, tare, tare delicioasă. Bucatele noastre sunt gata, e vorba de un curcan cu legume coapte și desertul național cușmalul guguță. Și acum mergem să dăm cuiva să le degusteze. După care degustez și eu să văd ce am făcut. Bună ziua! Mă numesc Alexandru Manciu. Eu azi am fost în calitate de bucătar șef la Plăcinte. Și aici sunt niște bucate pregătite de mine, din nou meniu la Plăcinte și e pentru voi din partea casei. E chiar neapărat. Vă urez o zi bună și numai bine! A venit și rândul meu să gust din bucatele delicioase pregătite de mine astăzi. Vreau să vă urez poftă bună. Dacă doriți, puteți să încercați să faceți și acasă. Puteți să veniți la Plăcinte. Și poftă mare la toată lumea. Au fost istorii culinare împreună cu Alexandru Manciu.